Și mă gândeam și la bogatul acela ce s-a perpelit cândva în flăcările iadului și îi spunea lui Avram că tare ar vrea un strop de apă de la Lazar și răspunsul a fost unul pe măsură greu de înțeles. Adu-ți aminte că cele bune le-ai luat pe pământ și acum le iei pe cele rele. Lazar s-a bucurat de cele rele, iar acum se poate bucura de cele bune. Deci nu putem vorbi de o viață veșnică care nu există, ci vorbim de o viață veșnică pe care Hristos a cuprins-o în cuvintele Evangheliei în câteva cuvinte. Împărăția mea nu-i din lumea aceasta, înseamnă că e de undeva de unde este El, mai înainte de toți vecii din Tatăl. Deci există o împărăție, există o slavă a lui Dumnezeu pe care o spun îngerii la înviere, în lumina cea pururea fiitoare, întru care nu încape umbră de schimbare. Nu-l mai căutați pe cel viu cu cei morți. S-a suit, nu este aici. Deci dacă s-a suit, înseamnă că s-a suit în cer, cum Hristos spune. Nimeni nu s-a coborât din cer decât cel ce... Nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer. Eu sunt ușa Tatălui. Și iarăși spune Domnul Hristos, mă duc să vă gătesc împărăția cea gătită vouă, mai înainte de întemeierea lumii. În casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Deci iată câteva argumente ușoare. Astăzi nu sunt în formă din cauza tensiunii și n-am răbdare să mă concentrez pe mai multe. Iată câteva forme prin care Dumnezeu ne vorbește despre împărăția de dincolo. Eu mă duc la Tatăl să vă trimit vouă pe Mângâietorul, dar totuși vreau să vă trag la mine. Eu vreau pe toți să vă trag la mine. Vreau să nu vă las orfani, spune Hristos, și vreau ca toți câți mi-a dat Tatăl să nu pierd pe niciunul. În Apocalipsă mai spune un secret, că vor veni îngerii și vor alege pe cei însemnați, adică pe cei curați, iar peste ceilalți va veni nenorocirea și pieirea, adică va veni scrâșnirea dinților, va veni iezărul de foc, va veni tartarul și va veni munca cea veșnică, cum spune acolo, plecați de la mine că eu nu vă cunosc pe voi. Deci, într-adevăr, tânărul i-a pus o problemă sublimă, grea, foarte adâncă, o problemă foarte subțire din punct de vedere sufletesc și duhovnicesc și foarte grea din punct de vedere teologic. Când vorbim de cer și pământ, vorbim de ierarhiile îngerești și de lumea materială, dar când vorbim de cer și de pământ, vorbim și de împărăția lui Dumnezeu, a îngerilor, de ierarhiile cerești, de tronul Sfintei Treimi, de slava lui Dumnezeu, de cămările cerești și de rai care a fost răpit de pe pământ la cer. Consider că am vorbit suficient la ce înseamnă viața veșnică și veșnicia de dincolo pentru cei care ar mai argumenta că n-ar fi nimic dincolo. Ar fi bine să fie așa, numai că neșansa lor este că nu părerea lor contează în fața lui Dumnezeu, ci desăvârșită părerea Sfintei Scripturi. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Spune Domnul Hristos, o iotă sau o cirtă din lege nu vor trece până nu se vor împlini toate. Mai mult, cred că am atins ideea. Vrei să intri în viața veșnică, îl întreabă Hristos, trebuie să păzești poruncile. Ca să vă repet, decalogul este inutil. Îl știți, începe cu să iubești pe Domnul Dumnezeu și să nu mărturisești strâmb, să nu râvnești la ce altuia, să nu furi, să nu curvești, să cintești pe părinți, să nu te închini la idol, să ții ziua de sabat și așa mai departe. Întrebarea este să păzești poruncile. Ce ar trebui un creștin să păzească ca să intre în viața de veci? Taina cununiei, pentru că este una din cele șapte. Taina botezului, că este una din cele șapte. Taina mirungerii, că este una din cele șapte.
Taina Euharistiei, că este una din cele șapte. Taina pocăinței, că este una din cele șapte. Taina preoției, că este una din cele șapte. Taina Sfântului Maslu, a vindecării, că este una din cele șapte. Și taina conștiinței, adică morala din noi. Omul bun scoate cele bune din visterie inimii sale, omul rău le scoate pe cele rele. Omul bun se cunoaște după fapte ca pomul după roade. Și spune Scriptura, nu o să poată un pom rău să facă roade bune, dar nici un pom bun să facă roade rele. Așa că în momentul în care vorbim de porunci, vorbim de orice gest uman făcut în numele lui Dumnezeu sau în numele semenilor. Dai bună ziua, ești creștin. Respecti, ești creștin. Ești milostiv, ești creștin. Ești uman, ești creștin. Ești nobil sufletește, ești creștin. Ești decent și reverențios, ești creștin. Ești sensibil la problema apropiului tău, ești creștin. Ești respectos față de semenii tăi, oricine ar fi ei, ești creștin. Întinzi mâna unui necăjit, ești creștin. Și am putea pune tot felul de porunci pe care nu vreau să le pun, vi le-am pus la modul simplu ca să mă apropii eu de final. Însă, tânărul cu îndrăzneala specifică nouă oamenilor pe pământ, mai deștepți ca Dumnezeu din fire, cunoscători ai binelui și răului prin intermediul diavolului care ne-a făcut Dumnezeu prin mâncare și neascultare, prin mândrie și nesupunere față de cel ce ne-a poruncit că ne va da o înțelepciune veșnică, o hrană veșnică și o prietenie și o harismă fiască veșnică, totuși noi oamenii am întors mai ușor spatele spre diavol și ascultăm ușor sfaturile lui pentru că sunt foarte osârduitoare. Se ridică cu fruntea puțin Semeț ca un bun trăitor al ortodoxiei lui, a legii mozaice de atunci și spune așa: toate le păzesc din tinerețe, nu fur, nu ucid, nu desfrânez, nu dau un cap, nu jur strâm, toate cinstesc pe mama și pe tata și iubesc pe aproapele. Forma abstractă în care și noi suntem mulțumiți că nu suntem ca ceilalți oameni. Mi se pare forma cea mai aprofundabilă a fariseului din fața Sfântului Altar, care se duce în templu Vechiului Testament și spune-ți mulțumesc că nu-s ca ceilalți oameni. Foarte ușor și nouă ne vine în sinea noastră, văzându-ne în biserică, văzându-ne spovediți, văzându-ne împărtășiți, văzându-ne ortodoxi, văzându-ne botezați, văzându-ne cununați, văzându-ne familiști, văzându-ne evlavioși în sinea noastră, să dăm cu pietre după ceilalți, indiferent cine ar fi ei, și să-i catalogăm ca fiind scursurile sau resturile indezirabile pe care Dumnezeu le tolerează așa din milă, și nu-i chiar așa, pentru că Dumnezeu poartă grijă de orice suflet pe care l-a creat. În ciuda faptului că dracu i-a împărțit pe oameni în mii de religii și de secte și de confesiuni și de idei, în ciuda faptului că Scriptura a fost furată în mod parșiv de toate conglomerațiile părute și vrute creștine, Dumnezeu îi tolerează și vrea de la ei o trezire și o licărire de minte întreagă, să înțeleagă că nu există un unic și adevărat Dumnezeu fără o lege sacră și concretă, completă și adevărată, prin cele șapte taine, prin mărturia Duhului Sfânt, prin jertfa crucii și învierii.